ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție România votează aici la Roman 24 online. Acest spațiu este dedicat Partidului România Unită, iar astăzi o avem ca invitată pe doamna Georgiana Vornicu, consilier parlamentar de meserie, dar și candidat la alegerile parlamentare din 11 decembrie, pe locul 3, la Camera Deputaților, Partidul România Unită. Bună ziua și bine ați venit la Roman și la Roman 24 online, doamnă Georgiana Vornicu. Spuneți-mi cine sunteți dumneavoastră, pentru că romașcanii trebuie să vă cunoască și să afle cum de ați venit la Roman să candidați pe listele Partidului România Unită. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Mă numesc Georgiana Vornicu. În prezent sunt consilier parlamentar. Candidez din partea Partidului România Unită. Am venit la Neamț pentru că candidez pentru Neamț, pentru că aici m-am născut, aici am crescut, aici am familia și aici vreau să construiesc deci ceva. Deci la Roman, da? Absolut, sunt romașcană. Da. Am terminat Facultatea de Științe Politice, am terminat un master pe comunicare managerială și în prezent sunt studentă în ultimul an la jurnalist politic. Iar de 4 ani jumătate consiliez parlamentarii. Iar în acest moment am ajuns eu în calitate de viitor parlamentar. Să sperăm că romașcanii vă vor da votul pentru a ajunge, pentru că iată, este timpul ca vechea clasă politică să fie înlocuită de generația mai tânără. Am întâlnit și la alte formațiuni politice această tendință de înnoirea clasei politice. Așa cum v-ați prezentat CV-ul, pare unul destul de tentant, dar credeți că electoratul, aici este marea mea întrebare, credeți că electoratul este interesat să trimită în Parlament oameni tineri ca dumneavoastră și la 24 de ani? Să știți că poate veți spune dumneavoastră că vârsta nu e o calitate. Cu adevărat. Dar până la vârsta mea am experiență pe domeniul politicului. Am studii în domeniul acesta, am activez și cu siguranță acest lucru îl vă face de acum înainte. Am participat până acum în calitate de consilier la crearea proiectelor legislative. Am văzut ce înseamnă, am văzut care este demersul, cât de greu merge un proiect, cât de greu se face. Tocmai de aceea sunt aici. Știți, de ce electoratul să n-aibă în credere în, nu știu, un tineret, cum spuneți, doar pentru că e tânăr? Nu, trebuie să ne uităm și în spatele vârstei și în spatele a ceea ce am făcut și cum am ajuns aici și ce am realizat până în momentul de față. Și sper cu ajutorul dumnealor și cu ajutorul și cu sprijinul lor să ajung să fac cu adevărat ceea ce îmi doresc. Interesant ceea ce spuneți, dar v-aș pune acum o întrebare, amândouă având tangență cu jurnalismul, o întrebare pe care v-aș spune, din toată experiența aceasta de consiliere a parlamentarilor, ce nu veți face dumneavoastră atunci când veți ajunge parlamentar din ceea ce au făcut cei pe care i-am arătat 4 ani cu degetul, pentru că, din păcate, mai ales în mandatul trecut, se pare că a fost unul dintre cele mai slabe parlamente pe care le-a avut România după 90. Mi-ați pus o întrebare excelentă. Excelentă de ce? Pentru că cred că e lucru pe care îl detest sau mă deranjează la actualii parlamentari. Ce se întâmplă când există un proiect nou? Un proiect legislativ. Indiferent de la ce partid fac eu parte, vin cu proiectul meu legislativ și știți prea bine care este procedura. Am nevoie de anumite semnături pentru a merge mai departe acel proiect. Nu voi face niciodată să dau semnătură unui proiect fără a-l citi acel proiect legislativ. Este groaznic, mă înfioară cum văd anumiți
parlamentari și nu toți, să știți, avem și oameni de calitate și de excepție, dar avem și oameni cu alt și vă dați seama că fiecare pădure are uscăciunile ei. Dar nu voi face, asta este lucru pe care nu-l voi face niciodată în calitate de parlamentar, nu voi semna un proiect fără să-l citesc, doar pentru că e unui coleg sau doar pentru că fac parte din acel partid. Un proiect trebuie citit și gândit și trebuie să ne gândim la consecințele acelui proiect. Este foarte important acest aspect. Și din păcate, uitați, noi oamenii de rând suferim. Doar pentru că unii oameni nu-și fac, nu știu, una din sarcinile lor importante. Am avut o curiozitate pentru că este acum o schimbare de parlamentar, de generații, de asta să văd cine a plecat din politică, mă refer la județul Neamț, și cam ce contribuție a avut fiecare din cei care au plecat la procesul legislativ, de câte ori au luat parte în plen, au luat activitatea cuvântul lor plen, activitatea în comisii. Se pare că greu activității este tocmai la comisii. Dar am avut marea surpriză că, spre deosebire de domnul senator, îi spate dumneavoastră, dar putem spune că nu mai face politică și nu mai merge. Domnul senator Chelaru, da, care a fost vicepreședinte al Senatului, probabil că ați... Absolut. Dumneavoastră la Senat sau la Cameră? La Cameră. La Cameră. Este unul din parlamentarii care au dus în spinare Senatul României. Practic, mai ales din când problemele pe care le-a avut Călin Popescu-Tăriceanu, este cel care a susținut Parlamentul. Dacă ar fi dumneavoastră, probabil că acolo cunoașteți mai mult la Camere. Haideți să ne referim la parlamentarii din județul Neamț. Cât dintre ei cunoașteți dumneavoastră? Cei care au fost în Parlament. Vă referiți cu, dacă am lucrat cu cei din județul Neamț? Nu, n-am lucrat cu nimeni din județul Neamț, niciun parlamentar din județul Neamț până acum. Înseamnă că aici nu avem același punct de vedere. Haideți atunci să revenim și să vă întreb de ce Partidul România Unită este cel care v-a invitat sau să... Știți, faptul că experiența mea parlamentară, am lucrat cu diversi parlamentari, deputați, mai precis, de la mai multe partide. Din toate, Partidul România Unită îmi reprezintă cel mai tare, mă reprezintă și sper să-l reprezint cu mândrie și eu, pentru că are un program de guvernare care, nu știu cum să vă spun, să vă explic, văd lucrurile altfel. Au o strategie diferită. Se gândesc foarte mult, și de fapt ne gândim, la noi românii. Știți că toate partidele au niște proiecte, au niște planuri pe viitor. Ce face Partidul România Unită și ceea ce bine a fost și o ocazie pentru mine să candidez, totuși nu e un lucru minor la 24 de ani să fiu candidat. Categoric, ați văzut mai ales că chiar din domeniul mediei vine o puternică contestare a tuturor partidelor care au pus pe listă oameni așa tineri. Noi suntem surprinși și am vorbit și cu contracandidații mei de la celelalte partide politice și am rămas surprinși de această acuzație. Nu înseamnă, poate mă repet, nu înseamnă că dacă suntem tineri, nu suntem capabili. Dar când vezi un asemenea CV-ul pe care l-ați prezentat aici, ești tentat să zici că omul acesta are experiență, știe cu ce se mănâncă politica, întrebarea este știe să facă proiecte legislative și aici m-ați lămurit în calitatea aceasta de consilier parlamentar, ați avut șansa să ajutați. Haideți un pic să vedem mai mult pe ce probleme i-ați consiliat și ce v-ați propus dumneavoastră să faceți dacă ajungeți în Camera Deputaților. Cei mai mulți deputați pe care i-am consiliat au făcut parte din Comisia de Educație. Vă dați seama că vrând, nu vrând, m-am specializat pe acest domeniu. Aici, la Partidul România Unită, deja mi-am creat, pot spune eu, două proiecte pe care mă gândesc foarte serios să le dezvolt, să le aplic, pentru că, vedeți dumneavoastră, ne plângem că nu avem, că nu facem, că ne este rău. Este foarte important, totul începe cu educația.
Educația stă la bază. Educația, și când vorbesc de educație, vorbesc de până la educația preșcolară, până la educația, nu știu, până la creșe, până la instituție. Avem o mare problemă cu aceste instituții. Mari probleme. Mari probleme, și ceea ce mă deranjează, și partea de România Unită are în programul de guvernare să înființeze 10.000 de grădinițe. Ce înseamnă acest aspect? Când vorbim de grădinițe, putem vorbi din două puncte de vedere. Unu, că nu avem instituții. Unu. Și doi, copiii nu au acces la aceste instituții. Și nu știu dacă știți dumneavoastră, studiile spun foarte clar. În România, unul din patru copii merge la grădiniță. Este un studiu fiorător. Absolut. Trei copii, și eu de formație sunt cadru didactic, profesor de limbă și literatură română, dar vă spun că pe mine altceva mă înspăimântă. Eu am ieșit la pensie undeva acum 10 ani, când nu se punea problema așa mult a abandonului școlar. Acum, lucrând ca jurnalist, statisticile efectiv mă îngrozesc. Și cauza abandonului școlar pare a veni din problemele sociale. Absolut. Deci sărăcia. Absolut. Este groaznic. Dar știți... Bine, e și aici împărțită problema, că mai sunt și alte cauze pe care aș vrea să le discutăm. Corect. În calitatea mea de candidat, gândind acest proiect, la care, de fapt, aceste două proiecte, noi suntem tentați, știți, de a vorbi strategii, inițiative, știți, sunt aceste termeni pe care e foarte ușor și foarte frumos să ținem acum unde se le vânturăm. Foarte ușor este. Nu, eu vin și spun așa, haideți să ne gândim exact ce facem concret. Și când m-am gândit ce proiecte să fac, am spus, domnule, hai să văd la mine în județ care sunt problemele reale, să pornesc de la un caz efectiv, un caz care se repetă, pentru că nu e, mă rog, poate există un caz unic, dar de obicei problemele, exact cum ați spus și dumneavoastră, sărăcia, neaccesul, transportul școlar, sunt foarte multe probleme pe acum care... Acum cu transportul s-a mai rezolvat cu aceste... Microbuze școlare, microbuze. Care nu asta e problema. Problema este alta. Eu am lucrat, deci dacă am ieșit cu 10 ani la pensie, eu vă spun care erau probleme, dar de atunci s-au agravat problemele. Deci eu am fost profesor de română până în ultimii 3 ani înainte și la pensie la școala Sagna. Sagna e aici, alături. Ei, acolo erau împărțiți și oameni care trăiau decent, dar și foarte săraci, erau familii numeroase și ca să poată merge unul la școală, trebuia să ia hainele celuilalt și tot așa și le roteau. Nu vă mai zic la grădiniță și așa mai departe. Deci aici, de aici sunt și din aceste familii provin marea majoritate a abandonului. Asta vreau să spun exact. În mediul rural, în oraș sunt alte motive. Alte probleme. Asta vreau să specific acest lucru și să ne gândim foarte bine la tocmai din copiii aceștia pe care noi astăzi, poate, nu știu, ignorăm, mâine devin problema noastră. Știți? Ei sunt cei care cresc datele abandonului școlar, ei sunt care devin criminalii de mâine, pentru că noi astăzi nu-i băgăm în seamă. Noi astăzi nu înțelegem, ne gândim foarte mult. Asta e una dintre problemele mele în politică. Strategie. De ce să nu ne gândim la cazuri particulare? Să pornim de la un caz particular și să rezolvăm o întreagă generație. Noi nu știm să facem un proiect, și spun și pe educație, spun pe fai și pe locuri de muncă, noi nu știm să creăm un proiect astăzi și să-l ducem până la capăt 4 ani. Să știți. Spuneți-mi, dumneavoastră, ca și tânără care ați avut tangență, vreau să vă pun o întrebare. Ce părere aveți despre aceste ajutoare sociale? Orice stat trebuie să dea și ajutoarele sociale, dar în cazul acestora, eu vă spun că cred ce se întâmplă cu cei care primesc ajutoare sociale. Părinții se duc, nu ajung la copii. Părinții se duc cu ei la cărciumă. Asta e marea dramă. Așa e. Și mai ales în aceste familii de care vorbim, ce ar trebui făcut legislativ pe chestiunea asta? Vă spun foarte simplu. Să spunem că noi, ca stat,
ca partid, cum, indiferent, oferim un ajutor social. Ajutor social, nu știu, să spunem o sumă. Suma respectivă ajung la părinți, cum e și ferește altfel. Suma ajunge părinții, ce fac cu suma aia? Nu putem să generalizăm, nu putem să spunem că toți părinții cheltuie bani pe băutură, nu putem să acuzăm așa ceva. Dar putem să facem altfel. Acei bani să-i transformăm, de fapt, în rechizite, în haine. Programul de rechizite școlare există și acum. Nu, mă refer că, de exemplu, să fie un tichet. Un tichet social cu o anumită sumă și din suma aceea părintele să aibă voie să folosească doar bunuri școlare, doar rechizite, doar, nu știu, mâncare, hrană pentru copil. Mi se pare esențial acest aspect. Da, dar vreau să vă spun că acolo e micul aranjament cu vânzătorul care îl primește la magazinul respectiv, acolo merg cu tot altfel. Ce spuneți de acest program eșuat Laptele și Cornul? A fost un dezastru după mine. E o mare problemă și aici. Vedeți, eu sunt de acord mai... Sau tot așa, eu vă întreb ce-i rău acum și cum v-ați gândit dumneavoastră că s-ar putea, deci dacă ați ajunge în Parlament, ce ați propune pe chestiunea respectivă? Eu aș propune... În primul rând, suma este ridicolă. Este ridicolă. Absolut. Produse de foarte proastă calitate, care ajung de cele mai multe ori, mai ales în mediul rural, că s-au dat fără discernământ. Ajung la căței și ajung unde ajung, numai la copii și numai copiii nu consumă. Deși sunt localități în care copiii mănâncă doar aceste lucruri într-o zi. Așa e, să știți. Adică sunt două aspecte diferite. Ar trebui dat ca și alocația aceeași valoare la toată lumea? E o mare problemă și acest aspect. E o mare problemă, indiferent cum punem problema. Știți, eu iar încep de la caz particular, mă repet. Haideți să ne gândim așa. Ce afectează? Cine este în prim plan, în primul rând? Ce vrem să rezolvăm cu acest program Laptele și Cornul? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, nu vreau să fac o discriminare. Sunt total împotriva acestui fapt. Dar un copil din oraș, în Roman, nu se compară cu un copil de la țară. Nu se compară. Și în Roman depinde din ce cartier, că dacă le iei din cartierul muncitoresc, e cu totul altceva. Absolut. Sau dar din strada fabricii. Vedeți, sau... știți cum se spune, că totuși la oraș e alt nivel. Atunci noi trebuie să creăm un program în așa fel încât acel copil care poate are de acasă o situație mai bună, să nu se simtă nu știu să vă spun, nu discriminat, că la nivel de clasă vă dați seama că nu putem să-l dăm la cel sărac mai mult și la cel care are mai puțin. Și nu din simplu fapt, copilul nu gândește acest aspect. Când copilul, tu de ce ai mai mult, tu de ce ai aia și eu nu am aia. Eu acest program mi-aș dori foarte tare să-l transform altfel. Cum? Într-o masă caldă. Mi se pare că guvernul Cioloș a aprobat, dar n-a apucat încă Nu, încă nu. Dar vreau să vă spun că cred că acest aspect a rezolvat multe din probleme. Ce înseamnă malță caldă? Da, o să vină și o să spună alții, dar nu avem bucătărie, dar nu avem. Nu, ok, dar există catering. Există atâtea metode și modalități în care să putem ajunge cu hrană caldă, o masă pe zi la copii. Da, însă aici ne trebuie și o alocație specială, pentru că dacă alocația este mică, hrana este de proastă calitate și atunci cădem în alte păcate. Să sperăm că nu și că haideți, să facem cu adevărat deci ceva. Am lămurit-o cu asta. Credeți că bugetul ar putea să suporte o alocație mai mare decât este acum, că este una din cele mai mici alocații nu pentru copii. Nu cred, sunt sigură. Dar știți cum spune mai puțin la nivel general. Știți cum e? Cei bătrâni și înrăiți, ale politici, să pune mai puțin. Eu consider așa. Statul, nu știu, avem o pungă de bani, știți? Și avem anumite domenii. Dacă luăm, noi ce facem? Spunem că 2% în acel domeniu, 1% în acel domeniu, 10% în acel domeniu, nu mai avem bani. Dar, haideți să ne gândim pe termen lung, să zicem 4 ani. Nu e un termen lung pentru un proiect, 4 ani. Și să avem prioritate. Ce vrem să facem? Ce vrem să construim? Noi facem foarte multe proiecte, toți ne lăudăm, toți vrem să facem strategii, sau măsuri să luăm. Nu, ok. Dar haideți să ne gândim. Eu pornesc de aici. Unde vreau să ajung? Ce vreau să construiesc? Și cel mai important, una dintre marele probleme,
poate, nu știu, în Parlamentul României, cine a măsurat vreodată consecințele, rezultatele unui proiect? Dacă dumneavoastră puteți să-mi spuneți, mie, eu pe mine altceva mă disperă. Eu o spun din punct de vedere al jurnalistului. Pe mine mă disperă că fiecare guvernare, câte s-au perindat pe aici, a venit cu N proiecte. Auzeam recent cam care este valoarea studiilor de fezabilitate care stau prin sertarele ministerelor. Exact. Este ceva de neconceput. Miliarde și miliarde de euro și niciodată. Și ce mă mai deranjează pe mine la toată clasa politică, vorbind, deci a venit o guvernare, a demarat o serie de proiecte, se schimbă guvernarea, proiectele sunt abandonate. Mi se pare inadmisibil risipa aceasta. Iar este o sursă de risipă. Și iar legislativul e o problemă. Da. Doamne, pentru că dacă s-ar spune ar exista obligativitatea continuării unor proiecte, Este înfiorător. Știți, a spus de bani la educație. Exact cum ați spus, păi sunt proiecte, bani cheltuiți pe proiecte, miliarde. Și vă referiți la golănia cu Microsoft-ul? Absolut. Dar nu numai. S-a recuperat ceea ce s-a... Vedeți dumneavoastră... Și ar veni tot în educație. Eu nu i-aș da în altă parte. Doamne, de la educație e furat, dă-i aici, recuperează-i și tu DNA, dar dă-i tot la educație. Că vorbim de educație, bani, pe la educație, eu consider așa. Educația are o problemă. E clar, subfinanțarea este principala problema educației. Și cam tot ce intră în educație duce în salarii. Absolut. Și așa este cea mai numeroasă... Și programa școlară, doamnă. Mai vorbim școlară. De programa școlară. Știți, am vorbit zilele trecute cu un copil de 14 ani. Știți ce mi-a spus? Mi-a spus că școala lui este expirată. Că el nu mai înțelege, că el învață mult mai bine acasă. Este groaznic ceea ce a spus copilul acela. Bine, acum s-a și introdus noțiunea aia de școală acasă, cu care eu, ca și cadru didactic, sunt mai reticentă. Nu știu dacă... Copilul mi-a spus că pur și simplu află mai multe informații când vrea el și caută decât le află la școală. Bine, vreau să vă spun că eu am o nepoată în clasa a 8-a, la un liceu de muzică în Iași, și îmi povestea cam care sunt inutilitățile. De ce trebuie să-i bagi în cap și să aibă capacitatea de același timp copilul care merge pe carieră muzicală, la fel cu cel care merge la mate fizică. Ce bine că ați spus. Unul dintre proiectele la care eu încă lucrez este corelarea învățământului profesional cu piața muncii. Aici un alt dezastru. Absolut. Am renunțat de mult la învățământul profesional. Cunosc foarte multe persoane care când aud de învățământul profesional, știm cu toții. Respect aici total aici această chiar idee. Și o chestie de mentalitate. Dar eu consider și chiar cred în acest învățământ profesional, pentru că trebuie corelat odată cu dezvoltarea locală. Știți foarte bine cum au loc o dată pe an unitățile școlare, transmit la inspectoratul județean un plan cu viitoarele... Care din păcate se face după interesul cancelariei. Exact, aici vreau să ajung. Ce face inspectoratul? Inspectoratul, conform, deci vorbim acum exact presat de sindicate. Exact, el ar trebui ce să facă? Să vorbească pe lângă sindicate, să vorbească cu agenții economici de aici, din județul Neamț. Mi se pare, știți, cum să creez eu sau cum să deschid eu o filială, nu știu, la învățământul profesional, să spun pe IT, dacă eu nu urmează la mine în zonă să vină cineva, o firmă, să dezvolte servicii de IT. Știți, acum la noi ați văzut, e o tendință numai pe uman să mergem, pentru că e cel mai ușor. Dar efectiv, în ziua de astăzi, tineretul nu știe o meserie. Eu am curaj să spun acest aspect și mă doare lucrul ăsta și de aceea sunt aici, la Partidul România Unită, să lupt pentru generația mea. Este groaznic. Haideți să vă mai ridic un aspect vorbind tot de acest lucru. Discutam cu managerul celei mai mari societăți din zonă, societatea Marsat, care a înființat, finanțează învățământ dual la Ion Ionescu de la Brad. Ah,
Așa. Îmi povestea un lucru care pur și simplu m-a dat peste cap. Le-a asigurat burse în timpul anului școlar. Interesul și a celor care acced la aceste burse, la asta este atât de redus, pentru că domnul Balcan le-a spus așa, domnule, faceți practică la mine, în timpul practic sunt absolut dezinteresați de ce se întâmplă în timpul anului școlar. I-a invitat în vară să-i încadreze și să le dea ca să-i folosească, n-a venit niciunul. După aceea, de ce se mai plângea? Spunea, domnule, eu finanțez asta, dar n-am nicio garanție că cel căruia i-am finanțat bursa, exact, se întoarce la mine, exact, și toți pleacă în străinătate, că pleacă în țările nordice. Vedeți că iar intervine legislativul? Aici n-a făcut vedeți nimic legislativ. Inspectoratul, din punctul meu de vedere, da, finanțează oricine, orice, nu știu, oricine, orice companie românească, să spunem, care vrea să vină la noi în județ. Dar mi se pare normal, în momentul în care eu vreau și eu bag banii în ceva, investesc, vreau să am o siguranță. Acea siguranță este pentru un contract. Da? Un contract de un an, de doi, de trei, contract de colaborare. Cam pe 5 ani cam erau astea, dar problema, da, spunea dumnealui așa, nu, pentru că e atacată, după aia la Curtea Constituțională s-a deschis piața muncii și nu-i mai poți tu, patron, pune, l-ai pregătit, ai vrea să lucreze la tine, categoric că nu-l poți salariza ca în exterior, dar ce faci cu el după? Pentru că nu-i poți restricționa plecarea. Absolut, asta se întâmplă în orice companie până la urmă, nu putem să forțăm angajatul să stea la noi cât, dar aici deja vedeți, vorbim de resursele umane, vorbim de altceva, de cum gestionează mentalitatea patronilor. Exact, de cum aici gestionează, e o mare problemă așa aici. Nu mai avem prea mult, mai sunt 3 minute, mai vreau două chestiuni să abordăm, deci analfabetismul acesta funcțional, iar o realitate a școlii românești, e cumplit. Eu atât pot să vă spun, că totul începe de când suntem mici. Și totul ține de educație și de ceea ce și de accesul la educație până la urmă. Și dumneavoastră că știți cel mai bine acest aspect. Bun, dar să-l vezi, îl înveți să citească, îl înveți, dar să nu înțeleagă, că asta înseamnă în fond analfabetismul acesta funcțional. Așa este. Revin, programa școlară actuală este supra-supra încărcată. Nu este adaptată. Înțesată cu noțiuni care n-au nici în creier, nici în mâine. Știți, unul dintre programele noastre este o oră în plus de geografie și istorie a neamului nostru românesc. Ce înseamnă o oră în plus? Geografia noi în acest moment, cum învățăm? Pe hartă, da? Cu harta în față, acolo e oceanul, acolo e muntele și atât. Haideți să învățăm practic. Haideți să ducem elevii să vadă ce e o rocă, ce e munte, cum e muntele, ce se întâmplă, ce se transformă. Învățăm pe de roșu atât. În momentul când ducem elevul nici nu vreau să vă dau niște exemple, la munte, nu știe cum să se descurce. Vedeți? Tocmai acesta e problema. Noi doar teoretizăm, nu știm, nu se încurajează creativitatea. Mai aveți 2 minute, vă las pe dumneavoastră să le gestionați, ca să-mi spuneți ce prevederi mai are programul dumneavoastră pe sectorul acesta învățământ educație. În primul rând, programa școlară trebuie refăcută, adaptată. Haideți să o luăm, aș vrea, de la grădiniță. Înființarea grădinițelor cu program prelungit este foarte important, acest lucru. Dar să aibă condiții, pentru că eu am văzut grădinițe cu program prelungit și acel after school după aia, unde îi culcau copiii pe podelele din sala de clasă. Să știți că da, și apropo de grădinițe, în 90, în anii 90, erau undeva între 940 de grădinițe. Acum, la stat, în 2012, mai sunt 250. În Roman nu există probleme. Vedeți? Cu asta, în Roman, nici creșa nu s-a ocupat de toate locurile. Tocmai din cauza condițiilor la creșa. E o problemă acolo. La nivel de școală, noi suntem de acord să schimbăm ora un pic. Ce înseamnă? Ora să decurgă 45 de minute și 15 minute pauză. De ce am gândit noi acest lucru? Din simplu fapt că elevii nu știu să mai socializeze între ei.
elevii, mai ales în clasele mari, să știți că am văzut, știți prea bine, chiulesc, pleacă de la școală în grup. Unde pleacă? Undeva unde tot ei trebuie să stea. Noi la școală nu mai avem timp să vorbim între noi, nu știm să socializăm, nu știm, ați văzut, e pauza de 5 minute, dar o să spuneți și să spuneți cum să faceți 45 de minute ora. Da, mi se pare normal și nu e vorba de scăderea calității învățământului. Nu. Dacă vorbesc... faci eficiență în 45 absolut, de minute. M-ați înțeles acum, exact. Sunt foarte multe lucruri pe care, iar învățământul profesional, pe care îl susținem și vrem să-l promovăm, sunt foarte multe lucruri de schimbat la capitolul educație. Dar noi ne dorim să schimbăm un proiect și să-l ne-l asumăm și să-l ducem cap-coadă 4 ani de zile și să venim în fața dumneavoastră să vă spunem, aici, de aici plecăm, acolo vom ajunge. În momentul în care s-a terminat, venim și vă spune, asta am realizat. Unde vă găsesc romașcanii pe liste, poziția de pe buletin? Noi suntem pe poziția 10, Partidul România Unită, Neamț. Votați Partidul România Unită, Neamț, pe poziția 10. Poziția 10, vedeți sigla capului la Țepeș. Absolut, absolut. Mulțumesc invitatei mele, a fost un interlocutor deosebit de agreabil. Vă spun în continuare, rămâneți pe Roman 24.